Companiile sunt conduse de profit și doar de profit. Acesta este motivul pentru care am încredere mai mult în stat care este condus de interesul public. Serios? Mergi într-o instituție publică și uite-te la oamenii care lucrează acolo. Ți se pare că sunt conduși de interesele tale sau de ale lor personale? Dar șefilor, crezi că pe șefii lor interesează să-ți rezolve ție problemele rapid sau să se asigure că rămân pe funcție cât mai mult timp? Șeful șefului este probabil un politician. Când te uiți la politicieni care sunt aleși și plătiți de tine ca să-ți rezolve problemele, ți se pare că asta e ce îi motivează? Sau au o altă agendă legată de putere și influență? Instituțiile publice sunt conduse de oameni și de servite de alți oameni. Ei iau decizii, nu instituțiile. Și ei sunt conduși de agendele lor proprii, nu de agenda ta. Și la privat, dar și la stat decid niște oameni. Dacă democrația e puternică, dacă politicienii se tem de alegători inteligenți care le judecă prestația, atunci interesele cetățeanului vor apărea și pe agenda politicianului, pentru că altfel nu va primi voturi. Dacă alegătorii se lasă prostiți de lozinci, atunci politicianul nu are nevoie să servească cetățeanul. Își poate vedea liniștit de coțcăriile lui. Cu capitalismul e altfel. Directorul firmei private urmărește profitul pentru că asta e ceea ce vor acționarii firmei. Dar nu poate ajunge la el dacă nu face o treabă bună pentru clienți. El are nevoie ca produsele sale să fie alese de clienți, altfel nu va fi niciun profit. Asta înseamnă că interesul cetățeanului trebuie să fie servit de firmă sau el nu va deveni client. Poți alege o altă firmă de la care să cumperi. Nu poți alege un alt guvern căruia să-i trimiți taxele tale. Guvernul e un monopol și se comportă ca atare. Sistemul bazat pe profit e mai bun. Dă rezultate mai bune, mai constante. Dacă v-a plăcut filmul, vă rog să vă abonați și să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificat când adaug un film nou. La revedere!